ce va fi emis ordinul de numire în funcție respectivă, o să fiu obligat să merg în fața procurorilor să inițiez stabilirea relațiilor, comunicării între ei, consolidarea echipei, identificarea altor procurori care pot merge în echipă împreună ca să schimbăm starea lucrurilor existente. Mai bine spus, nu schimbare, că mă repet, am spus asta și în prezentarea mea. Cei de la anticorupție fac lucruri bune. Ei sunt pe prima linie acum, da? Le este dificil. Eu vin să-i ajut. Vin împreună să mergem mai departe. Asta e. Cum merg lucrurile acum la Procuratura Anticorupție? Nu, dumneavoastră mai bine. Știți că urmăriți, nu? Eu sunt procurorul în altă subiect. Ați urmărit, da, probabil, activitatea. Nu atât de rău. Dar să facem o distinție între percepția referitoare la lupta împotriva corupției și corupția propriu-zisă existentă. În oricare stat european există o percepție a fenomenului, existenței fenomenului corupției. Este important și relevant acțiunile care se întreprind să atingă așteptările societății. Și, într-adevăr, prin sondajele ulterioare se demonstreze că acțiunile care au fost întreprinse procurorii anticorupție s-a ajuns la rezultatul scontat. De ce credeți că ați ieșit în vânzător? Care a fost punctul forte? Greu de spus care a fost forte. Bine, referitor la atestările care obținerea notei la examinare și prezentarea planului. La plan fiecare candidat s-a adus argumentele sale. Probabil că s-a considerat că argumentele care le-am adus sunt mai valoroase.